stand up și astăzi o să vă arăt cum să vă pice cuțit, deci sunt doar 3 pași. 1. Să vorbim cu Gaben în joc. Deci scriem așa, PLS Gaben, PLS give me the knife. Evident că n-a mers, dar Gaben a văzut comanda. Și hai să trecem la... Ok, deci, ca să vă pice cuțit, trebuie să faceți așa. Trebuie să faceți... Hai să ne uităm. Expiră în 12 septembrie. 12 cruci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, acum vedem la ora 3. Bun, 3 cruci, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și acum trebuie să facem number of uses, 1. Deci puteți folosi o dată, așa că să facem așa și apăsăm o dată. Dar nu trebuie să apăsați normal pe mouse. Trebuie să ridicați mouse-ul, să puneți mâna de desubt, să încercați să mișcați cu mâna până ajunge pe use key. Da, ok. Și dați click. Și acum o să vă pice cuțit. Ok, acum că ne-a picat cuțit, putem să îi spunem PLS lui Gaben. Merci, Gaben. Thank you, Gaben, for the knife. Și cam atât cu acest episod. V-am arătat cum să vă pice un carambit. Este unul dintre cele mai ieftine carambituri. Costă 25 de cenți. Și dacă vreți să-l vindeți, propuneți-mi afaceri. Cam atât cu acest tutorial.